Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod din SCUM. Cred că v-a plăcut chiar primul episod pe care l-am postat. Bă, și am realizat o mică schemă că dacă noi, un exemplu, am făcut level, am făcut două zile de joc și am primit pe undeva la 2000 de coinsuri, că ieri am mai luat încă 20.000, deci o de pula mea. Da, ok. Nu știu ce s-a întâmplat pe aici, dar în fine, whatever. Da, e treaba aia cu, na, ce mai avem noi pe acolo, un alta. Bă, dacă știți voi mai bine sau ăsta, puteți să-mi spuneți despre ce e vorba și aici am rămas noi. Ok. Și nu uitați de butonul de like și subscribe. Na, e simplu, un alta, asta e. Hai să, apropo, după ce intrați pe server, care toată faza, e că aveți acolo la numersile la Discord-ul lor, poți să-ți iei astea gratuite pe care le-am cumpărat și eu, deci sunt gratuite pentru astea și na, asta e, în fine. Hai să mergem să vedem ce mai putem face în episodul de astăzi. Bă, dar zona asta oricum e bună. Ce aș vrea eu să iau încolo către A0, dar din câte am înțeles acolo am și roboți. Deci, o să fie un pic cam ciudat. Acum, din câte vedeți, avem și arme, avem de toate, deci nu acum putem să mergem în poliție. Mi-e destul de cald, ar trebui să mai beau un pic de apă, dacă tot sunt pe aici. Hai să beau apa. Oricum trebuie să fac rezerve neapărat de apă, aia e clar, pentru că, avem destule și mâncare, avem de toate. Hai să vedem ce putem găsi pe aici, care să ne și ajute pe noi. Mame. M-a auzit toată lumea, ești nebun? M-am gândit că avem... zombalăi. În cât am înțeles, zombii pot să și deschidă uși, din câte am înțeles eu. M5, nu știu ce e asta, repair, ia că pot să-l repar, dar nu știu ce ar fi. MP5 rail, n-am nicio idee, sincer. Hai să, opa, niște gloanțe, ceea ce mă ajută poate pentru un shotgun. Să-mi iau arma în mână. Adică nu, pistol, mă. Pistolul ar trebui, sincer, că cu pistolul face mai multe. Apropo, acum că mi-a scris o femeie, bă, mare grijă cu baton. Da, în fine. Mi-a scris o femeie, adică am văzut aseară un anunț în care, na, se căutau oameni la un loc de muncă, online, un alta, bă, zic, hai că scriu, știi? Și faza care era, că... ce? Lol. Am un ATM aici, lol. Bă, și care a fost toată schema? A fost că, pe lângă treaba aia, zic că hai că mă duc să scriu la om, să vedem ce facem și un alta. Vorbesc cu el că trebuie vorbit pe engleză, că altă limbă nu-i ok. Bine, frate, ok. Încerc să vorbesc cu el pe engleză, din multe chestii, deci din multe, multe chestii, am realizat că e posibil să fie și fals. Treaba asta, foarte mare grijă aveți în treaba asta, pentru că sunt foarte mulți care încearcă să deie țepe, mai ales pe Facebook, și își bate suport, ok, și își fac lockpick, și de asta mi-ar trebui, sincer. Sau stai să vedem, water bottle ring collect,
De asta pentru apa am nevoie, mă, că unde găsesc apă să... Na, să avem. Și apoi... Din toate era țeapă. Bine, a postat după o femeie despre omul ăsta, din cât am înțeles e din Iași, dar bine, cont fals, că i-a luat toate datele și pozele și chestii de gen, numai ca să... Na, ca să zică că, bă, că... Știi? Băi, what? Am pus de ăla pe armă? Bă, ceva e imposibil. Battle support, aha. Să nu se audă chiar așa. Hai să dăm un search. Și... Classic țigarete pack. Military pants. Avem oricum. No, și asta zic că băieții ce au făcut? Cu o idee în care încercau să deie țep pe un alt, am zis că da, ok, asta e. Și l-am întrebat pe unul la un moment dat, zic, bă, pot să înregistrez treaba asta ce face noi aici? Că nu se poate. Am toate conversații acolo pe asta, pe Facebook. Deci mare grijă la românii care sunt plecați în străinătate. Eu știu că ați vrea să faceți mai multe chestii, dar nu puteți, știți, și așa, bă, cel mai bine învățați limba cu aia, că asta vă ar trebui să vă intereseze pe voi, să învățați limba, până la urmă, pentru că fără limbă ajunge într-o zonă foarte ciudată în care efectiv nu e ok. Deci într-o zonă de asta în care, știi, nu e ok și, dude, de ce să stai să te chini, de ce să stai să iei țepe de la toți neauziți, chestii de genul, de aia, du-te, mă, n-ai treabă, ești nebun, vezi, frate, acolo, de pe asta și gata. Adică, cel puțin, ești mai safe un pic, ești mai, na, chestii de genul, știi? Panouri solare, din câte văd. Deci asta face acum, bă, iar trebuie să urinez, mă. Oricum nu mă vede nimeni, așa că, na. Oricum acolo și pe chat o să vedeți Discord-ul de la server, deci, na. Last are foarte multe idei când creează un server la un joc și e chiar ok, adică pur și simplu, uite, nu strică, tot ce face, bro, e super, super detaliat, e super frumos făcut, deci am mai jucat pe serverul lui de foarte, foarte mult timp și no, am observat diferențele astea, adică e chiar super jocul și, adică nu, serverul făcut în sine, ai mai multe posibilități, numai că, cum am și zis de foarte multe ori și pe videoclipuri, bro, episoadele cele mai frumoase, serverele, de fapt, cele mai frumoase nu sunt căutate. Și asta e una din probleme. De ce nu vă place să vă jucați pe servere de gen care sunt chiar detaliate făcute și pe efectiv nu aveți nicio treabă cu ele? Adică nu că nu aveți nicio treabă, ideea în care puteți să vă jucați liniștiți, atât dacă trebuie să respectați regulamentul ăla, că aia ajută mai mult, știi? Deci, na, dar e și normal dacă nu respecti regulamentul să spui că, bă, că de ce mi-am luat bani, știi? Uite, omul e destul de matur, are o perioadă foarte îndelungată pe cariera de streamer, creator de conținut, și vă dați seama că el cam știe de tot. Hai să fim realiști, eu din... și să și spunem ceva, eu din cauza că el făcea YouTube și așa mai departe, aia a fost și un pic treaba de a mă... de-am apucat și eu de streaming, de live-uri, de episoade, de una alta, pentru că sunt foarte, foarte mulți streamer în parcursul timpului care mi-au deschis o cale, știi? Și atunci calea asta a fost în faza în care, bă, hai să începem, hai să facem ceva, hai, de ce mănânc făină cu aia? Mă rog.
Da. De ce mănânc făină? What the fuck? Băi, nu bun. Stai, mă. Ceva nu-i bine. Eat, mă. Sunt foarte mulți streameri care... Da, mi-au plăcut foarte mult timp și am zis că... Da, asta e, adică... Chiar și-au meritat... Da. Treburile și chestiile și un alt, adică... Bă, tatu, eu am cheile astea, mă, de ce să... De ce tot am chei, de ce am... Așa, mă... Bun, perfect. Și da, puteți să veniți, puteți să vă jucați... Pe server... Apropo, a apăsat numai un click, ca să vă dau eu un mic spoiler, așa, eu am plătit pe undeva la 14 euro pe el... Și... Credeți-mă că e mai bun ca și de ziua de 100 de ori. Deci chiar e mai bun și asta nu poate nimeni să zică că bă, nu e adevărat, știi? Deci chiar ok, să vă zic sincer, fără dor și poate și... Stai să văd ce mai pot arunca de aici, mă. Am luat tequila asta, dar... O să vedem la ce. De pe că am cu n-ai, am două bucăți, man. Am două bucăți. Hai să căutăm aici. Și așa și pe servere de 5M, așa, bă, sunt foarte multe servere detaliate, numai atât că vă trebuie timp cu aia, că n-au apucat unul. A, păi mamă, ce drăguță ești, nebun, uite-te la el. Stai, mă, așa, mă, ce, hai, de ce te pui în modul de fight? Cum am și zis, bă, că n-avem timp, când am auzit și pe mai mulți streameri că, bă, Happy, da, mă, dar nu mai avem timpul ăla necesitat. De ce nu mai aveți timp? Sincer, eu lucrez de noapte. Am și zis de foarte multe ori. În ideea în care, bă, chiar lucrăm de noapte una alta. De la 2 dimineața, acum că așa, o să încep de la 1 dimineața până la, cred că 9:30. Vin acasă, mănânc, mă odihnesc. Și asta e, adică... Și încep după aia din nou. Deci, să fim realiști. Da... Da, ok, că nu mai fac eu live-uri, aia e partea a doua. Pentru că live-urile, cum să zic... Acolo se chiar ocupă timpul. Da, e tras un episod. Nu mai e nicio treabă după aia. Bă, hai mă să bem vin, ești nebun? Hai să bem vinul. Ai, ce mă, așa, perfect. Îți curios cum se simte caracterul după aia, după ce bea vinul. Și uite, facem episoade. Da, iar o să încep munca și poate de multe ori nu o să fie chiar așa episoadele wow. Da, na. Survival tip. Pirat ai. Dar de ce să-mi pun pirat ai? What the fuck? Da, mă. N-am nevoie de așa ceva. Ia stai să vedem dacă putem să fill fresh water tequila. Ia că putem să dăm un fill. Ia că punem tequila în el. Ok, perfect. Da, dar problema care e? Trebuie să le dau eu pe asta, pe ce, nu pot să fac nimic, chili pepper. Needle. Chestiile astea ce, nu pot să fac efectiv nimic cu ele. Asta, da, un pic mai mare. Ia să îl tăiem. Și aici, military compass. De ce am military compass 2? Drop. Repair, dar nu-mi trebuie repair. Treat. Drunk, C1. Ia mă că mi l-a detectat ăla cum... Da. Cum am băut. Ia să vedem ce mai putem crafta. Rack shoes, asta e pentru mână, pentru alea. Da, a? Ia să mergem un pic la craftat, că facem totuși un pic și level.
Că na, bandaje, cred că ar fi. Crafting a clothing item. Da, l-am pus și pe ăsta. Perfect. Oricum, în caz dacă mai am nevoie de ceva, mai craftez eu, nu-i problema. Rack strip. Nu, nu-mi trebuie. Deocamdată nu, e ok. Perfect, hai să mai merg la căutat. Bă, cred că în zona asta o să rămân mult și bine. Sper să nu faceți strip knife și de alea ca să rămâneți pe aici. Glumez, mă, cine să facă strip knife pe demon? Că și așa nu prea vă plac episoadele astea, numai cu 5M, ce bine, cum ar fi, deci. Da. Asta e, ce să fac cu voi? Ne v-ați învățat cu 5M-ul, 5M rămâne ăla cel mai important pe canal, joc, știi? Deci, da. Asta e, nu vă pot obliga eu să nu vă placă toate episoadele pe care ne jucăm. Da, nu. Măcar dacă mi-ați scris și voi acolo în comentarii, un alta, bă, Epi, mai schimbă și tu jocul, ia mă, mai pasă de și noi sugestii, un alta, știi? Pentru că așa măcar îmi dau să... Măcar așa îmi dau seama despre ce ați vrea să vedeți voi, de fapt. Bă, dar mâncare nu mai este? A, apropo, m-am uitat, jocul e din 2018 și DayZ-ul e din 2013, deci nu trebuie să ne așteptăm la foarte multe din partea de la DayZ. Din par, până la urmă, că am dat banii pe el, ceea ce puteam efectiv să nu plătesc. Deci puteam efectiv să nu plătesc și eram ok, părerea mea. Dar asta e, l-am încercat pe amândouă, nu zic, nu mi-am făcut server și acolo, de la privat, clar. Deci, da. Asta e, ăla e bun pentru... O, târnă cop, bro. M-am gândit că are nevoie de două lucruri. Flare-ul. Dar oricum nu o să ajungă. Câte lucruri are nevoie asta, mă, mi-am la cap. Ha. Dar oare ce să pune pe aici? Military shield. Vreau. Flare gun. Da, nu e ok. Pe ăsta îmi trebuie, neapărat. Droblu. Auto quick chest. Nu știu ce e ăla. Aici, normal, mi-ar trebui, dar nu. Lockpick. Și am foarte multe cuțite. Cu naiul ăsta ar trebui să... Da, da. Maintain, adică ce maintain. I need to urinate. Iar trebuie să te piși. Bă, dar nu și faza asta cu toolbox-ul, e, da, lol. Cât de mare mâncați aș... Bă, mai bine ăsta, mă. Ioi, putea, e tatăl tău. Brick ce asta? Am înțeles că avem roboți. Pe joc. Bă, aici zona asta e perfectă. Ești nebun? Zona asta e chiar perfectă pentru a locui. Uite, urinate zone. What the fuck? Haide, frate, că te cași și efecte pe tine. Da, zic și mă repet, sunt servere foarte, foarte bune. Și oricum vreau să mai deschidem un...
subiect acum, în legătură cu, na, hai că știți bine că noi nu prea am tăcut și chestii de genul, dar na, pe ideea în sine, mamă, ăsta chiar băut caracterul, de la începe să, să-l afecteze băutura, de-aia să pișe așa de mult, deci, na. Recovery, acum se... își revine cum ar fi, mamă, dar ce asta, mă? Ah, ok. Ui, ui. Nu prea e ok treaba asta, trebuie să mă duc să-mi caut un... mai mulți... colegi, cum ar fi player în alta, ca să... No. După unde... Ah, nu, no, revenim la subiect. Că tot mă iau cu altele și sunt prea concentrat în altă parte. Ideea care? Că... Bă, tot stau și mă uit aici prin, prin internetul ăsta și în alta. Dude, deci... Ce le mai place la lume să promoveze prostia? Deci până și acum a fost tot la fel. Bă, papo așa mai departe, un alta, pai că s-a rezolvat, s-a făcut să fie bine. Da, bro, mai nou. Deci de când e gala aia de Ericsson, nu știu frate ce vă cum... Deci foarte mulți de acolo, să fim realiști. Dacă nu exista... Deci dacă nu existau... TikTok-ul, sincer. Deci dacă nu exista TikTok, mult pe mulți nu îi vedea acolo. Păi da, man, voi înainte să promovați pe cineva. Nu vă gândiți de două ori despre... Eu înțeleg că, bă, internetul e plin numai de probleme, numai de alta și ați încercat să mai râdeți, să mai, știți, să mai scăpați din treburile astea. Că na, asta e până la urmă. Dar, bro, să fim, să fim realiști, adică mai încercați și voi altceva să faceți, pentru că e... pe internetul prea promovat de tot felul de porcării. Deci porcării în... Chiar îmi pare rău că sunt multe persoane care se uită la pace, pe la oamenii ăia. Una promovează, cum se numește, OnlyFans-ul, alta promovează, se postează pe Instagram cu țățele pe afară și una alta, chestii de genul. Și a apărut un videoclip la un moment dat, cu, adică nu un videoclip, o poză la un moment dat cu o fată care și-a făcut poză cu Emma Carter, mamă, pf, ești nebun, mare creatoare de conținut ce a fost, sau ce îi de fapt, n-am nicio idee, dar să fim realiști, bro, what the fuck, de ce ar face o fată de aia, o fată mică, poză cu Emma Carter, ce poate să aducă Emma Carter în... No. Serios, ce poate să aducă Emma Carter? Afară că e o ultimă, da, o ultimă damă, aș putea să zic, și mai multe chestii. Că ăsta e adevărul, sincer. Emma Carter e ultima damă, care toată România a fost pe la așa. Să fim realiști. Și cu ce, cu ce mă poate ajuta ea pe mine? Nu mă ajută cu nimic. Că, a, că, nu știu, cum, că... Și acum, poate, dacă te uiți la episodul ăsta, deci dacă te uiți la episodul ăsta, poți spui că, băi, lasă-mă pe episodul ăla, uite-te ce grasă, uite-te cum arată, uite-te că abia te face vizualizări, coai. Mai bine stau cu atâta, serios, decât să stau și să promovezi prostia. Niciodată n-am promovat prostia și nici nu o să promovez până la urmă. Da, că jur că asta partea a doua până la urmă, oricum contentul meu nu e pentru copii, că așa și până acolo, content plus 18, pardon, plus 18, pentru că mi-l și cere, deci YouTube-ul mi-l și cere, și TikTok-ul și totul. Și nu o să mă vedeți pe mine niciodată îmbrăcat într-un halat, făcând poze, să mă machez și chestii de cir. Sau să zic că, bă, că... Uite-te
No, ce bine ar fi să fie chestii de genul, știi? Să stau să povestesc despre LGBT sau chestii de genul, deci nu e ok. Mai bine stăm și ne jucăm, stau și povestesc și asta e, adică yes, să fim realiști. Drink, bro. Stai să bem mai bine. Mi-e și un pic ciudat să deschid subiecte, să fim realiști, pentru că, cum să zic, acum, ia uite, stăteam și m-am uitat la niște comentarii de alu, no, ăla ce prinde pedofil, cum dracu-l cheamă, no, mă rog, i-am uitat numele, am un lapsus în momentul ăsta și, a, justețiarul ăla, păi da, pare comentarii în care lumea scrie un pic de bine sau ăla, el, justițarul ia pe măsa direct, păi, brodere. Chiar duci lipsă din câte se vede, ca tu să mergi să iei pe măsa pentru un comentariu și să fim realiști, până la urmă, nu știu dacă, nu știu ce ți-a făcut maica sa, ca să, da, să... ca să comentez despre ea fără motiv întemeiat. Asta e părerea mea față de el. Du-ți, stăteam epic și mă uitam și vedeam pe acolo că a, întreabă pe maică ta, a, înjura, jignea pe părinți, pe alea. Băi, ești justițiar cu aia sau ești ultimul papă lapte până la urmă, că mare mamă, el e mare bazacă, se, din câte văd, nu știu, se chestrează oameni sau ce pula mea face, nu știu, că nu mă prea interesează. Dar să fim realiști, că na, cine îl urmărește pe canalul ăla de YouTube-a lui, eu nu îl urmăresc, sincer, deci eu nu îl urmăresc. Și da, nu mă văd acolo, că cred că toată lumea a auzit de justițiar. Și gen, stai și te uiți, când treabă pe maică ta, că mama aia ta nu știu cum. Păi, bro, what the fuck? Ești de pie la cap, ai probleme mentale? Du-te, frate, la un psiholog. Du-te, vezi că înjuri cu copiii, ca idee. Și tu, ăla care apără copiii pe internet, de pedofil de una alta, chiar tu înjuri pe copii. Așa că... Da. Nu știu cât de bine o faci sau ce faci tu pe acolo, dar oricum știu că nu o să ajungă videoclipul ăsta la el, că așa e normal, dar să fim realiști, ar trebui un pic să se mai calmeze, pentru că coaie, nu faci bine ce faci, gen, știi, gen nu faci bine, adică treaba asta, bro, ești creator de conținut, te dai multe chestii și de fapt așa, știi? Bine, lăsând pe el deoparte, mai există foarte multe persoane, aș putea să zic, pe contentul românesc, în care, na, vă dați seama că de multe ori fac treaba asta și ele la rândul lor și nu, eu le spun că, bă, adică ai putea totuși să taci. Să fim realiști, că fără oamenii aia care te urmăresc, n-ai fi chiar așa de sus, gen. Vedeți că efectiv cum eviți subiectele astea pe episod și chestii de genul, bro, m-am săturat efectiv de căcații ăștia care fac, care se cred creatori de conținut. M-am săturat efectiv să-i văd. Mamă, că suntem și noi creatori de conținut, da? Nu o să mă luați de... Dacă ești creator de conținut și faci chestii de genul, să mă iei de ciocă. Că asta e, până la urmă, nu știu... Și na... Asta e, hai să schimbăm subiectul. Pula mi de ce se întâmplă până la urmă. Am deschis totuși o paranteză, că deja mi s-a părut chiar absurd ceea ce se întâmplă pe România și promovarea prostiei păstura. Și
Vă promit de acum încolo că nici nu o să mai discut. Numai că nu, trebuie și noi să mai vedem un pic ce mai acolo pe YouTube, pe un alt, știi? Asta cred că e școala în momentul de... Da, e școala. Și oricum o să vin un content destul de lung pentru că... Nu. Cum am și zis, urmează mai multe chestii. Bă, dar am cuțit aici de ferească sfântul. Lockpick, bro, lockpick, ala am nevoie. Și apropo, stare curios cu zombălăi ăia, cu, nu cu zombălăi, cu roboții. De fapt, am văzut ăsta așa un pic amar, dar... Na. E un pic ciudat singur, să fiu realist, deci asta e. Dar nu, poate să fie și pe acolo, poate să fie în alte părți, deci aici poate să fie chiar, uite aici, un exemplu B1. O să mai merge aici, sau aici, una din cele două zone. Pe acolo avem un drop, dar până să ajungi acolo te mănâncă lupii, sincer. A bine, oricum, deja când mă plătesc sau ăsta, o iau în sus, știi? Da, o iau în sus. A, și din câte am văzut niște videoclipuri pe internet, tot așa despre roboții din SCUM, 5 rachete de alea de rocket launcher au dat lumea și noi au omorât. Deci, da. E foarte bine. La treaba aia, dacă te-a luat un pic în... ăsta te-a cam dus. Da. Asta e. Bun, guys, sper că ți-a plăcut episodul. Nu uita de butonul de like și subscribe. Și o să promit că de acum nu o să mai deschid subiecte de genul niciodată. Pentru că nu e ok de povestit. Mai bine ne vedem de treaba noastră. Numai că știți cum e, tot timpul ce e bun nu se promovează, numai ce e prost. Și apoi, da, despre asta a fost vorba oricum în videoclip, ne-am mai jucat un pic, am mai povestit. Aveți grijă și în cine aveți încredere, cu locuri de muncă sau chestii de genul, niciodată să nu dați de alea, cum se numește, informații despre voi pe WhatsApp. Gen contracte și tot felul, poze cu carte de identitate și așa mai departe. Așa că v-am pupat, aveți grijă de voi și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!